Găinușa cea harnică. A fost odată o găinușă frumoasă și harnică ce găsi un bob de grâu. Cine va planta acest bob de grâu? Își întrebă prietenii un câine și o pisică. Eu nu, spuse câinele hotărât. Nici eu, se grăbi și pisica să-i spună. Atunci îl voi planta eu, decise găinușa. Mă ajutați și voi? E doar un bob, spuse câinele hotărât. Și e mic, se grăbi și pisica să-i spună. Bobul de grâu crescu, așa că găinușa întrebă din nou. Cine va segera acest grâu care a crescut atât de frumos? Eu nu, spuse câinele. Atunci îl voi segera eu, le spuse găinușa. Mă ajutați și voi? E doar un spic, spuse câinele. Și nu e mare, grăi pisica. După ce îl seceră, găinușa duse grâul la moară și îl măcină, făcu făină și apoi din făină pregăti o pâine rumenă. Prietenii ei nu o ajutară cu nimic, deși îi întrebă de fiecare dată dacă nu ar vrea să participe și ei la aceste pregătiri. După ce scoase pâinea din cuptor, găinușa întrebă: cine va mânca această pâine? Eu, se grăbi câinele să răspundă. Și eu, nu se lăsă pisica mai prejos. Ba, eu o voi mânca, le spuse găinușa și se îndepărtă cu pâine cu tot. Voi meritați pâine? Nu, se grăbi câinele să răspundă recunoscând că a greșit. Nici eu. Nu se lăsă pisica mai prejos și își recunoscu și ea greșeala. Vorba proverbului: cine-i harnic, muncitor, de pâine nu duce dor.